Steaua de Mihai Eminescu Această poezie aparține meditației, care este o specie a liricii filozofice, exprimă experiențe intelectuale esențiale și presupune o puternică participare afectivă. Această specie s-a dezvoltat în romantism. Primele strofe ale poeziei se referă la o realitate constantă de fizică, imensele distanțe cosmice măsurate în an lumină. Citat La steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum în depărtări albastre, iar rasa ei abia acum luci vederii noastre. Am încheiat citatul. Poetică este în acest caz uluitoarea senzația depărtării a unui complex spațiu-timp în care percepțiile noastre ne arată ca prezente astre de mult dispărute. Citat. Icoana Stelei ce a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Am încheiat citatul. Ultima strofă compară fenomenul cosmic cu trăirile sufletești, iubirea pierdută este resimțită cu aceeași intensitate ca la începuturile ei. Citat Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea dâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Am încheiat citatul. Aparținând maturității lui Mihai Eminescu, poezia la steaua este scrisă într-un limbaj de o tulburătoare claritate și simplitate. Cuvânt utilizat cu sens arhaic și popular. Icoana pentru imagine, epitetele albastre, depărtări albastre, stinsului amor și adâncă în noaptea adâncă, o inversiune al nostru dor, sunt câteva ornamente ale acestei poezii de profundă gândire și vibrație emoțională. Meditația începe de obicei cu evocarea unui fenomen al naturii, a unui peisaj, a unui personaj istoric sau are ca pretext un anumit eveniment. Astfel, Vasile Cârlova, Ion Helia de Rădulescu sau Grigore Alexandrescu au ca motiv de meditație ruinele Târgoviștei, martore ale trecutului glorios. Mihai Eminescu pornește de la evocarea distanțelor astrale. A doua parte a meditației evocă gândurile și sentimentele poetului și uneori compară fenomenele naturale cu aspecte ale vieții morale. Apărută de fapt încă din antichitate, dar cunoscând o maximă dezvoltare în romantism și o nouă strălucire în poezia modernă, meditația aparține lirice filozofice, dând expresie poetică unor experiențe intelectuale fundamentale, în legătură cu teme majore ale Universului și ale vieții umane.